Bună ziua! Bună! Dar ce faci aici, mă? Uite ce să fac. Postare nouă cu ceri lumea. Ce ceri lumea? Postare, mă, n-auzi? Postare pe ce? Pe TikTok! Postare! Mai ții minte vremurile alea când țineam toți postare? Tare mult post am ținut. De când ți-ai făcut tu TikTok? Păi am, vă două săptămâni, când i-a arătat Mirela și e din deal acolo și iar după două săptămâni. Eu după două săptămâni am eu. Și merge foarte bine. Stai, ce merge? TikTok-ul, mă, merge foarte bine. Și acum s-a ocupat atâta ziua, nici nu mai am timp să mănânc. Hai de capul meu, dar eu când te-am sunat și tu ai spus că nu poți vorbești, că ai mult treabă. Eu am crezut că ai treabă la câmp, păi. Lasă-mă câmpul, la cât o plouat, nu, și așa nu se face nimica. Uite, aici așa plouă cadouri. Aici dacă vrei să știi chiar să faci recolta. De asta arată curtea așa neglijată că tu stai pe TikTok, dar erau niște crini frumoși în față, niște laleli, niște... Cui mai trebuie laleli în curte dacă eu primesc trandafiri pe TikTok? Ce e așa complicat? Păi și tu asta faci în fiecare seară, live-uri? Da, uite așa fac eu în fiecare seară, cu vietul ca din deal, facem provocări. Cine pierde, face provocare. Ce provocări? De asta e simplu, uite cerul vecina, o lingură de sarie, mi-aduce o lingură de zahăr, mâncare de pisici și dau la câini, mâncarea de câini o dau la pisici și cam asta e. Auzi, dar nu te-a provocat nimeni să dai până acum o sapă la roșile aia din grădină? Că o crescut bureana pe ele, nici nu se mai văd. Îi provoc eu pe tine. Dacă îți plac roșile așa mult, poți să mergi să dai tu. Da, dar n-am mai prăjit de mult, nici nu mai știu cum să faci. Cum fac? Te uiți la mine pe TikTok și am făcut eu un filmuleț acolo ca să vezi cum se prășești în grădină. Tutorial se cheamă. Ui, mamă, dar dacă tu te zoa stai pe TikTok și nu te mai ocupi de câmp, mi la toamnă ce-i trimis la București? Îți trimit invitații să intri pe live cu mine și facem provocări. Da, eu cam presupun că o să facem provocarea foamei din toamnă, după cum... Poate tu, dar eu oricum câștig bine. Păi da, dar dacă te termina face asta, cine mai muncește? La cum să câștig aici, eu în 3 luni îmi cumpăr tractor și îl pun să muncească singur. Ce vorbești acolo? Eu uite câți bani am în cont, ea. Cât? Ai făcut luna asta? Cum luna asta, băi, de săptămâna asta? A, păi stai așa că dacă e vorba de asta, îmi fac și eu cont. Păi acum mă apuc. Uite așa, un tap-tap. Mai primești un trandafir? Mai un diamant? Da, păi gata, acum mă apuc. Ai poți să te apuci, că mai durează alea, că până încep conturile, până încep donațiile și cresc așa din prima. Ce? Dacă vrei bani, poți să mergi în grădin, să dai o sapă, că te plătesc eu, până cumpăr tractorul și ala, după aceea îi smerg și picăm să mai faci treabă. Păi și ce faci? Uite, eu cu muncă aici, că cineva trebuie să facă bani ca să plătească. Băi, ce a ajuns tehnologia asta? Să faci bani din TikTok ca să investești în câmp? Exact ca la noi în țară. Banii la privat, plătesc munca la stat. Da, bine, mamă, dacă spui că îți mergi așa de bine și așa, hai că te las, na, mă duc până la baie în cameră și după aia, na, hai că plec înapoi, na, spor la treabă, ce zic, hai că... Da, băi, băiete, bine, fă cum știi tu. Ne vedem, na, hai că mă întorc la București, hai, ne auzim, ne vedem. Bună ziua! Dar ce faci, mamă? Uite, ce-ți fac? Muncesc aici. Tot pe TikTok? Ei, pe TikTok. Trebuie să mă duc la câmp să-mi strochez baraburile ca o bogai. Foarte bine, dar cum de-ai renunțat? Păi ce-ți fac? Dacă nu mai merge contul, cred că nu mai este internet în sat, nu știu, dar normal am întrebat vecinii și iau, numai la mine nu mai merge. Hai, las că e mai bun așa, că mă îngrăbesc, hai! Da, mai bine așa. Mai bine așa cu netul deconectat de la router. Și ce zici cu tehnologia asta, mă? Cum ai scos un fier din router? Cum nu mai ești vedetă?